În fine. E vina mea pentru că am băgat, dar nu că am băgat-o pe ăla, că fac glumele pe care le fac și cu camera roșie. Eu de fapt n-am simțit nimic. Când o zic... Ela a venit la camera roșie, nu a chemat-o. Noi da, mergeam în partea aia. Există completarea mea făcută după ce o zis doamna Andreea Mantea acum că ea s-a dat la mine sau ceva de genul. Bine, dar nu mă interesează. Nu, aia a fost o vorbă aruncată aiurea și cum fac eu. Irelevant. De... Vorba Andreea Mantea n-a fost irelevantă. A ta a fost. A ta poate a fost, Andrei, păi Mantea n-a fost. Băgăm tot pe asta, Andrei aici, știu, o întrebăm, pe Andreea. O întrebăm pe ea când o să vină. Cât despre grădină, nu, v-am zis, eu n-am simțit nimic din partea ele și ba tot da, timpul... Ba da, ai spus. Tot timpul când am făcut o glumă, ela mi-a făcut fața aia de, bă, stai să nu se interpreteze, termină sau... Tot timpul a fost așa, tot timpul când mă băgai la mijloc, ți-am zis tot timpul, bă, exclude-mă. Și când am văzut că tot o dai la glumă, da mă, hai dacă tot glumești, știți, am mers pe ce, după mult timp, după mult, dar primele dăți de la început, mereu ți-am zis, termină că mă deranjează. Când am văzut că tot o dai pe care Caterinca și așa, știi, pe ea nu zice nimic. Nu, mă, eu normal, eu felul meu de a fi, așa îmi place să complimentez, să fac glumă, să simt. Dar nu-i problemă la tine, Livian. Da, la mine normal, eu originalul ăsta. Ești liber ca pasărea cerului. Problema e la mine, tu nu ești înțelegi. Liber să faci ce vrei. Că tu ți-ai permis. Am avut o mică pretenție la ea. Punct. Am încheiat. Da, dar pretenția pe care o aveai de la ea a fost forțată de împrejurări. Nu, Livian, crede-mă că dacă erai un ciung, crede-mă că nu mai făcea glumele pe dacă care erai... și nu-și petrecea timpul cu tine. Dacă erai ciung, și ce mai vrei tu? Eee, dacă eram ciung, ce vrei să zici? Dacă erai urât, dacă erai... Pe mine ce mă place datorită caracterului, carismei. Bine, Livian, dacă erai urât... Stilului! Dacă erai urât, nu stătea cu tine. Crede-mă pe mine, pe cuvânt. Fii că-s golan finuț. Băi, eu am stat și cu Gabi când a fost singur. Eu am stat și cu Filip și băi, spune, sunteți acolo. Tot timpul am vorbit cu voi, cu Marius. Inclusiv cu Marius, cu fiecare cât da, nu știu singur, când știi. Am vorbit nu cu voi. Știi. Ela, stai că zic eu ce vrea Bianca să zică, că în prietenia asta îmi porți oarecare simpatie. Liviane, știi că avem... Dar nu, zic ce crede Bianca. Da, bun, păcat. Știi foarte bine că avem anumite puncte comune. Da. Și ne îndepărtăm de multe ori pe aceleași idei. De multe ori ne îndepărtăm pe aceleași idei. Manibenic, avem punct comun, Jador. Ata nu, și aia e alt punct. Nu, avem și prieteni la Cluj, inclusiv chiar pe multe chestii sunt de pe aceeași undă. Ne dăm seama de aceeași chestie. Și eu te-am întrebat, de ce până săptămâna trecută nu te-ai apropiat atât de mult? Pentru că ai fost la mine. Poate pentru tine, Bianca. Nu mi-am permis să glumesc. Bun, și de ce fix când am suferit cel mai mult atunci au venit? Doamne, iartă-mă. Eu am stat cel mai mult lângă tine, eu mi-am permis toate glumele din lume cu tine. Dar mă, tătă discuția asta se poate încheia, Ela, stai un pic, se poate încheia, Bianca, tătă discuția asta. Nu accepte, păi are idee. Hai să vă zic, Ela, ascultă-mă, vrei să ai o prietenie cu Bianca, amiciție? Păi dacă ea nu mă înțelege, ce să fac? Scurt, dacă ea tot vrei? Exagerează. Nu, a zis că Ela, vrei? Ela, sau vrei? Liviana, o să mai devreme mică, nu simți să vină la mine, o să mai devreme mică, nu vrea să, nu-i mare prietenie. Nu, dar nu mă interesează ce spune. Că nu-i pasă, ea... Bun, o văd Ela, mi-a păsat, mi-a păsat. Să mă omoare, știi? Toate alea din da, nu, așa o păsat. Dar dacă Ela ar vrea să fie prietenă cu amândoi? Bă, omule, a fost până la un punct, a fost pe amândoi. Asta zici, dar limita a trecut-o săptămâna trecută. Dar nu m-a atins sau ceva. Bă, Liviane, bă, voi chiar vreți să scoateți pe Bianca? Nu, eu ți-am zis că n-am văzut ce ai văzut tu. Ascultă, făceai... N-am interpretat ce ai interpretat tu, că eu nu eram pe ăsta să văd. Eu eram acolo. De-aia zic. Liviane, hai să-ți dau un dar alt exemplu. Dar nu a fost atingeri, nu a fost nimic. Eu n-am să-ți dau un alt exemplu. Eu mă cer cu tine, ne despărțim. Sunt trei băieți în casă, singuri. Și tu ești apropiat cu unul dintre ei. Apropiat. Și eu spun că ăla este pretendent, că este un viitor posibil iubit. Mintea ta. În mintea mea? Da. Asta spun eu. Este, nu, eu zic, el e viitor, da? A. Tu te superi pe amicul tău, pe băiatul de care ești apropiat. Iubire, te iubesc. Reciproc. Și eu. Da. Te super, Livian, te super. Stai un pic. Nu, dacă eu m-am despărțit de tine. Nu, gândește-te. Ideea era, ia-o exact așa, cum ar fi să fii în locul ei și la fel cum suntem noi doi. Ce am avut noi doi, exact ce am avut. Nu, mă, ce e vorba. Eu știi cum văd, eu știi cum văd Bianca. Bianca, fii atentă. Eu văd ca și cum, uite, când vorbeam cu ea. Respectul dintre ele două, altceva nimic mai mult. Nu ești tu sau oricine, Livian.
Cum ar veni că Ela nu a respectat-o pe Bea? Ei, n-am respectat-o. Nu, nu mai respect. Așa, așa, nu mai respect. Că n-am respectat. Nu, nu mă, în ultima săptămână nu mai respectat. Ei, trebuia Ela, să mă jur. Niciodată. Dacă asta se deduce nu. Din chestia asta. Niciodată. Dar Bianca, nu-i nu-i același lucru. În inima ta poate nu-i așa, Ela, dar să s-o văzut, înțelegi? Bă, dar nici măcar nu-și asumă, bă, frate, să zică, bă, fată, îmi pare rău, putea să zică, deci mai are tupeu și să zică ce are. Poate n-ai să faci așa, că nu ești... Dar n-am făcut nimic, Berna. Sunt pe TV și se vor da, eu nu vreau, nu accept să mi se impună chestia asta în momentul în care nu este așa. Când este fată. Așa, este, punct! Păi, Ela, zic ceva. Deci, puteți să mă milogeți pe la ușurile tuturor ca să-mi spuneți că ea are ok, tu acum știi cum vorbești din punct de vedere al publicului. Dacă nu al publicului, are de văzut. Al dar nu mă zic acum, dacă publicul vede. Lăsăm publicul la parte, că eu nu vorbesc de public. Ba, te-ai făcut aici pentru public. Păi eu vorbesc de mine, eu vorbesc de mine. Bă, Bianca, nu mă interesează că e public, că se vede, că nu se vede. În capul meu, uite, în capul ăsta prost, paranoic, e greșit. Poți să înțelegi păi, chestia asta și să faci abstracție de la ce văd oamenii, că oamenii o să vadă adevărul. E cum spui păi, tu. Foarte bine, Doamne. Păi asta zic, dat. Oamenii o să vadă, dar încearcă să mă împași pe mine. Da, că eu am înțeles, dar tu nu vrei să accepti. Cum să nu accept? Dar ai ce vrei? Ce ceri scuze de la mine? Păi și ieri mi-am cerut scuze. Cu ce? Păi ți-am zis, îmi pare rău, Bianca, dacă tu te-am mai rău. Un date în trei. Livian termină cu glumele astea. La fel termină cu glumele. Gata, nu mă luați amândouă. Dar am spus mereu, nu, mai când vine vorba de tentă de asta, așa că... Hai, mă, că eu nu... Eu știu că tu nu ești, eu te accept, crede-mă că eu chiar mă distrez când tu glumești. Dar uite-te! Dacă ea ar fi urlat, atunci te iei și te duci și mergi într-o altă zi care îți permite nașpa. Starea ei de spirit, dar... Până atunci... foarte nașpa lege și am... de acolo s-a înțeles total nașpa, înțelegi tot. Tocmai de asta tu înțelegi? Trebuie să te duci să vorbești când cu ea. Tu știi adică foarte bine război, că nu mi-a trebuit, tu știi foarte bine. Adică tu acum place el, îți place, bă, cum vreodată așa... Băi, ăla, dar tu întrești măsura, tu mă faci... Nu, ce tot ar fi? Îți place de el, nu știu ce... Cum bă, fată? Dacă îți văd tupeul, dacă ieri ți-am văzut tupeul, dacă tu îmi spuneai, băi, Bianca, ești supărată pe mine, hai să vorbim, zi, ce ai? Tu spui, da, e cum ziceți voi, ne, ne, ne. Păi nu, pentru adică că dacă mă acuzi și chestii de care... Da, da. Păsarea. Dar stare, după ce mă știe, știe că sunt, dacă voi cum ați vrea să vă cunosc eu pe voi, mă știi și pe mine de 10 luni de zile, că am și anumite reacții în momentul în care sunt acuzată pe nedrept.
I-am simțit, mă, i-am simțit. Ce ai simțit? Ce ai simțit? Gata, ne-am bradăre străbălat. Nu, nu. Ai și căzut și rănitul. Mulțumesc, Trivianu. Cu drag. Iubire, hai aici. Echipa războinicii. Echipa racheză. Da. Am vorbit, da, vorbeam. Oh, iar se ceartă astea, bă. Iar se ceartă astea, bă. Dar eu ce se fac dacă tu te bagi în seamă? Dacă vorbești. Vai, dar mă. Livia, nu ai și-o bahar de apă, te rog. Dar tu mă, îmi dai numai privirile aia și numai în plată și-o bătă. Ce se fac? Nici nu realizam despre cine e vorba, despre cu cine ești tu. Fază cu Ligi, fază cu Roman, fază cu Ligi. Nu mai înțelegeam. Ceva, Doamne, deja m-am săturat. Nu crezi că mi-o picat, mi-o este. Ce, Livia, uite că mă cer cu ela, lasă că-i țin partea lui Bianca. Taci, Diana, să auzi la vreme. Lasă că are dreptate Bianca. N-am dat. Absolut nimic. Ei partea tu, Ela. Bă, se dă pe că TV. Că și ție îți place. Nu mă doar de ceva. Da, iubire, să nu mai ești timp. Nu te gândi că am făcut ceva necuget. Poate că au fost două, trei momente. Nu știu. Ești pe aici. Nu știu. Și la pedeapsă. Mă, uitam așa. Mi-mi vine să râd. Ce să fac? Să ce? Să ce? Să zic, Doamne, pleacă de aici. De ce m-au pus? Livian, vino aici că din cauza ta m-au pus pe ecran. Băgați-o pe Liviana. Aia nu, vine odată mă și vorbește. N-o ziceți că vă aud. Nu, mă, ia am înțeles, am vorbit cu ea, am încercat să înțeleg lucrurile. Nu. Am greșit din punctul meu de vedere că nu m-am dus să vorbesc cu ea, știu. N-am așteptat momentul ăsta, așteptam cumva momentul ăsta, că am zis cumva o să fie deranjat. Știi că sunt mereu se dă pe conexiune de la jumătate sau numai ce se vrea, sau așa mai departe. Nu, 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 stai liniștită, stai liniștită. Bun. Au fost momente în care... M-am auzit? Da, da, da. Au fost, știi, momentele alea în care noi stăteam pe canapea și era și Bianca pe lângă noi. Tu, eu din câte țin minte, ai încercat de două ori să te bagi odată cu ea sau odată în seamă. Nu mai știu cum, te-ai încercat să te bagi și cu ea în seamă. Dar de multe ori n-au fost momente în care îți făceam semn spre ea. Îți aduci aminte sau nu? Da. Încercam cumva să-ți fac semn spre ea. Niciodată nu cred că m-am dus direct să vorbim despre noi sau nu știu. Eu tot timpul am încercat să vă bag pe voi, să vorbesc despre voi. Eu de-aia am zis, și când a fost faza aia, când am ieșit afară de venit tu, Bianca, și plângeai în grădină atunci, nu știu, adică mai mult ca sigur ți s-o adunam mai multe sau ceva, dar atunci chiar a venit Ela după mine și mi-a zis, bă, vezi că plânge. Așa și... Nu, au fost multe momente când pe hol v-am spus, bă, fă ceva pentru ea. Trebuie să vin să le aduc aici? Cum? Trebuie să vin să le aduc aici. Nu, nu se aduce. Eu le-am adus. Eu am zis chestia asta. Nu, n-ai zis, tu i-a spus. Nu, 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 asta eu am zis-o. Azi, tu i-a spus-o, ieri dragă. Ieri am zis-o eu. Nu ai zis-o, tu ai zis-o ea. Eu așa ți-mi minte. Nu, ieri ai spus-o tu și eu azi m-am folosit de ce ai spus tu ieri. Bianca, dar nu înțeleg ce tot te pătimești să-i spui chestiile astea. Da, păi mă te repet în continuu. Păi da, ai și ieri la fel te-ai repetat și astăzi. Ce, nu vezi că viziunea ei ea zice că nu a greșit. Repetă de mii de ori. Dacă vrea, repetă de mii de ori. Așa, și care e problema? Am lasă, dar care e problema ta? Tu te-ai băgat în casă pe ea. Crezi așa, draga mea. Păi tu te-ai băgat în casă. Dar de ce te agiți așa? Sau ce ai de face așa? Ce ai de tăgiță? Și eu vorbeam cu Bianca, am vorbit cu tine? Se pare că am vorbit cu tine? Te bagi în subiect, că muscat la se pare că te-am băgat în seamă? Da. Nu, a băgat deloc. Subiectul ăsta te-ai băgat în seamă. Îmi pare rău. Dar eu pe tine nu te-am băgat în seamă. Hai, pa! Nu ne găsești niște pungi de alea de hârtie? Cântă la altă masă! Bă, da, boschet! Am rolat. 10 cu 5, 15. Păi și mi dați mie, eu sunt șeful de echipă. Da, sigur, mâncăm de pe fată. Împărțim 5, eu, 5 de 1. 5 tu. 5 tu. Da. Bun. I-am dat lui Ligi și lege... Taci, că e surpriză. Lege, nouă tătaurul la mine. Dar ce căutați voi la puterea dragostei? Pentru că ceva. Să producem și noi ceva. Și să-ți transmit un mesaj. Ca să ne știu să producem. Păream ieșit din comun că ea îți șoptește ție la ureche după ce jumătate de oră stau și vorbesc cu ea și zic că m-a deranjat tot ce s-a întâmplat. Nu, nu, deci eu vreau să ies de aici, că nu. Deci mi se pare penibil. Pe lună. Penibil ce pare. Deci devină eu, noi, am luat bărbat. Mi-l trebuie mie pe Livian. Și-i frumos, Ela? E frumos? Da, vorbesc. Nu-i frumos să faci ceva? Nu m-am dat la el, nu mi-l trebuie, înțelegi sau nu? Nu, nu mai exagera atât, dacă exagerezi grav de tot. Și nu-i cazul. Pe horul niciodată nu i-am dat flirtul și așa mai departe. Tot timpul a fost amical, înțelegeți sau nu? Ce vrei să-ți facem? Să-ți desenăm? Îți explică fata asta de 3 ore aici? Ce vrei să-ți facem mai mult? Dacă aș vrea, poate că aș putea avea pe unii. Livian, ce a existat între tine și Ela? Între mine și Ela a existat un foculeț, așa, o plăcere. Puterea dragostei continuă! Ne vedem de la ora 17!
V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.